Doi traficanți periculoși din Slovacia au fost prinși în România. Este vorba despre doi bărbați dați în urmărire internațională și acuzați de trafic de droguri, crimă organizată și plănuirea unui asasinat. Potrivit unui comunicat al IGPR, la solicitarea autorităților slovace, a fost declanșată o operațiune pentru localizarea și reținerea celor doi, cu sprijinul Europol. Cei doi se sustrăgeau arestării preventive pentru apartenență la un grup infracțional organizat și trafic de droguri. Sunt cercetați și într-un alt dosar penal instrumentat de autorități slovace, pentru planificarea unui asasinat la comandă, care nu a fost însă comis. Începând cu anul 2015, cei doi ar fi constituit un grup infracțional organizat, împreună cu alte persoane. Ar fi produs și vândut droguri de mare risc, în valoare de peste 22 de milioane de euro. Datele furnizate de FAS Slovacia au arătat că cei doi sunt foarte violenți, posibil înarmați, existând informații că ar fi trecut frontiera în România în mod ulos. Asupra celor doi cetățeni slovaci, pentru care a fost declanșată procedura de predare în favoarea autorităților slovace, au fost găsite acte de identitate falsificate și arme albe. Persoanele au fost prezentate parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea și Curții de Apel Oradea, acestea fiind arestate preventiv pentru 30 de zile. Editor MB.